Scinderea astăzi într-un dosar penal privind finanțarea ilegală a unor partide politice. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu Procuratura Anticorupție, au făcut mai multe percheziții în acest caz și au strâns noi probe. Detalii ne oferă Svetlana Gore. Svetlana, bună seara, te ascultă. Bună seara, Vadim, bun găsit, doamnelor și domnilor. Oamenii legii au depistat că membrii organizațiilor teritoriale ale unor partide politice sunt remunerați lunar cu sume bănești care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor. Potrivit anchetei, în urma deconspirării altor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, acesta împreună cu alți aliați ar fi organizat o nouă schemă de finanțare, camuflând activitatea reprezentanților partidelor sub noțiuni de voluntar și voluntariat. Astfel, reprezentanților partidelor afiliate lui Șor le sunt create conturi bancare la o bancă din Federația Rusă, aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina. Iar prin intermediul aplicației bancare mobile, le sunt transferate pe conturile acestora sumele de bani în ruble rusești, care variază și până la 55.000 de ruble, adică echivalentul la circa 10.000 de lei moldovenești. Potrivit materialelor cauzei penale, membrii organizațiilor teritoriale, vă spuneam că sunt remunerați în fiecare lună pentru diferite activități prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, referendumului constituțional, precum și participarea la mitinguri, flash mob-uri sau acțiuni de protest. În cadrul perchezițiilor s-au ridicat mai multe probe, printre care și telefoane mobile. Deocamdată atât la acest subiect. La revedere!